Suntem live pe Facebook. Prin urmare, am deosebita bucurie de a vă spune bună seara și bine ați venit la un nou târg de carte alături de editura Lumen, cu ocazia unui eveniment care deschide seria de lansări de carte pe care editura Lumen le va prezenta cititorilor săi, cu ocazia acestei ediții online a târgului de carte Gaudeamus, noiembrie 2021. Numele meu este Alexandra Huidu, sunt editor în cadrul editurii Lumen și redactor coordonator al colecției Juridica. Și în aceste calități am deosebita bucurie de a fi alături de invitații de astăzi pentru a prezenta cititorilor noștri o apariție proaspătă, abia ieșită de sub lumina tiparului. Așa cum v-am obișnuit, venim întotdeauna alături de cititorii noștri la târgurile de carte și vă prezentăm ultimile apariții, ultimele noutăți, precum și ceea ce considerăm noi că lumea științifică care este în comunitatea Lumen are de oferit. Iar astăzi am ocazia de a modera o lansare de carte pentru volumul Drept Penal Special, volum cu care ne-a făcut bucuria să ne aducă la oaltă domnul profesor universitar dr. Vasile Păvăleanu, un autor pe care noi, cei de la editura Lumen, îl îndrăgim în mod deosebit, nu numai pentru că este un om de știință cu adevărat remarcabil, nu numai pentru că este un profesionist deosebit al dreptului, dar pentru că este și un om extraordinar de simpatic, extraordinar de cald, care știe să facă diferența între duritatea procurorului, înțelepciunea magisterului, a profesorului și căldura omului, care este Vasile Păvăleanu. Și atunci am ocazia iarăși să-i spun domnului profesor Vasile Păvăleanu, bine ați venit alături de noi, domnule profesor! Bine v-am găsit! Alături de noi iarăși astăzi avem ocazia să discutăm cu invitații noștri domnul lector universitar dr. Mihai Ștefănoaia de la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Bună seara! Seara să rămână! Mulțumesc pentru invitație! Felicitări autorului! Ne bucurăm să vă avem alături de noi și noi felicităm autorul. Și domnul profesor universitar dr. Antonio Sandu, tot din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dar de asemenea și în calitate de director al editurii Lumen. Bună seara! Bună seara! Acum, pentru că am doi invitați de marcă care sigur vor putea prezenta volumul din mai multe fațete și mai bine decât cred că aș putea să o fac eu, ce vreau să încep? Vreau să încep cu o foarte, foarte scurtă prezentare a autorului Vasile Păvăleanu și spun foarte scurtă pentru că decenii de activitate academică și profesională nu pot fi rezumate deloc comod, cel puțin pentru cineva care vrea să-l prezinte pe autor, și deloc suficient în doar câteva fraze, însă am să încerc să punctez elementele cele mai evidente din cariera domnului profesor, care în prezent este cadru didactic al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. De-a lungul timpului, autorul Vasile Păvăleanu a fost pe rând procuror al Procuraturii Locale Suceava, începând cu anul 1971, apoi a devenit procuror șef al acestei instituții în anul 1990, apoi a fost procuror la Procuratura Județeană Suceava și pe urmă prim procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, începând cu anul 2001. Din anul 2010 a dobândit gradul de procuror al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, iar în anul 1979 dobândește și titlul de procuror gradul 1, cu lucrarea concepției și măsuri noi de reeducare a minorilor și tinerilor infractori. În anul 1985 a devenit doctor în drept al Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu teza relațiile dintre părinți și copii în dreptul internațional privat și de asemenea, astfel cum atât studenții cât și colegii, cât și colaboratorii dumnealui cunosc, domnul profesor este autor a zeci de monografii, a zeci de articole în domeniul dreptului penal,
două dintre aceste monografii, până la publicarea acesteia a treia pe care o lansăm astăzi, au fost publicate la Editura Lumen, fac referire la volumele Parchetul European și Drept Penal European. Și astăzi profesorul și procurorul Vasile Păvăleanu ne livrează un volum de dimensiuni impresionante și nu degeaba de dimensiuni impresionante și de calități impresionante, pe titlul său Drept Penal Special. Domnule profesor Mihai Ștefănoaia, am să încep cu dumneavoastră, pentru că o să spuneți că editorul Antonio Sandu este, bineînțeles, biased, pentru că a publicat volumul și atunci, din moment ce l-a publicat, bineînțeles că îl consideră de o calitate superioară. Deci atunci când o să-l auziți pe Antonio Sandu vorbind, o să vedeți cum apreciază Antonio Sandu volumele și o să vă convingă de ce le publică. Și bineînțeles că autorul fiind cel mai important, o să lăsăm cititorii să îl aștepte puțin pe domnul profesor, pentru că așa trebuie autorul să fie puțin așteptat și doriți din ce în ce mai mult. Și atunci am să încep cu acel terț care se presupune că este un terț neafectat emoțional, cu domnul profesor Mihai Ștefănoaia, și am să-l întreb: cum vedeți apariția în piața lucrărilor de profil din domeniul dreptului, dar și în piața lucrărilor de profil din mediul universitar românesc, a volumului Drept Penal Special a profesorului Vasile Păvăleanu? Da, mulțumesc foarte mult, doamna Alexandra. Sunt mai mult decât afectat, ca să vă citez. Domnul profesor Păvăleanu mi-a fost profesor. Am onoarea să fim colegi actualmente, ceea ce mă face să fiu deosebit de emoționat pentru această ocazie de a vorbi despre opera domnului profesor. Da, în mare parte, eu am prezentat așa în timp ce vorbea dumneavoastră, sunt cele trei ultime cărți apărute de o importanță deosebită, referitor strict la chestiunea cu această ultimă apariție, drept penal parte specială, drept penal special. Se impune, știu eu, cel puțin țin eu să amintesc, totuși așa că domnul profesor are o operă de anvergură, o activitate de un înalt nivel, sunt puține cuvintele pentru a descrie în mod efectiv nivelul, capacitatea domnului profesor în continuare, subliniez în continuare, deși, da, vedem în toată splendoarea cu părul alb, senin, cu o prezență agreabilă, la o anumită etate, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar amergura cu care scrie, istorisesc faptul că nu țin ritm, deși aș fi mai în putere și aș spune că ar trebui să fiu la un nivel de actualitate concurențial, așa. Oarecum este aproape imposibil, anvergura domnului profesor este, v-am spus, mai mult decât de invidiat. Punctual așa aș spune că activitatea domnului profesor Vasile Păvăleanu în cei peste 40 de ani de activitate de magistrat, procuror, și-a pus amprenta și se vede acest lucru asupra stilului de concepere și de redactare a vastei opere științifice a domniei sale, și asta spun eu identificându-se printr-o minuțiozitate rară și o acuratețe impecabilă în ceea ce privește transmiterea informațiilor de specialitate. E adevărat, timpul nu ne permite,
pentru a trece în revistă toată opera domnului profesor, dar țin să invoc câteva din ultimele cărți a domnului profesor, cele pe care le-am și arătat în cadru, cărți de referință pentru parcursul în ceea ce privește pregătirea viitorilor juriști, dar totodată, sau mai ales, și eficacitatea cunoașterii acestora în activitatea profesională a celor care profesează, a celor care sunt avocați, a celor care sunt procurori judecători. Este important de observat, invit cei care sunt curioși, da, curioși și cei care sunt interesați totodată să observe și succesiunea apariției operei, a cărților în lumea juridică, a cărților de specialitate. Așadar, dacă îmi permiteți, da, cu permisiunea dumneavoastră, aș expune, de exemplu, de la nivelul anului 2016, dacă am reținut bine, vorba de apariția cărții de drept procesual penal, unde în prefață mi-a atras atenția, în prefață autorul ține să citeze din Teodor Mommsen, care în drept penal român spune că dreptul penal fără procedura penală este ca un cuțit fără mâner. Da? Vorbeam de dreptul procesual penal conceput, redactat de domnul, creat de domnul profesor Păvăleanu, și în continuarea citatului, da, spune că iar procedura penală fără dreptul penal este ca un mâner fără tăiș, ceea ce arată foarte, foarte exact unde ne aflăm până la urmă și ceea ce este important. La fel, dacă urmărim succesiunea, vorbim de anul 2018, când apare dreptul penal european, în accepțiunea domnului profesor, ideea unui drept penal, spune dumnealui acolo, nu este nouă, nu ar fi nouă, însă vorbește despre necesitatea unui asemenea drept care s-a impus a exista în condițiile în care fenomenul infracțional a depășit efectiv granițele naționale, iar știm foarte bine că legislațiile statelor nu au putut într-un mod eficient contribui la combaterea acestui fenomen, drept pentru care în această carte dumnealui invită la o uniformizare atât de necesară a legislației penale, cel puțin europene. Ulterior putem am apreciat la momentul respectiv și lăudăm la acest moment apariția cărții Parchetul European, da? Și spune acolo domnul profesor că problema înființării Parchetului European face obiectul articolului 86 aliniat 1 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articol potrivit căreia pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, invită domnul profesor și vedem că ulterior s-a conformat, să spunem noi, da, Consiliul, da, prin instituirea unui parchet european. Ne apropiem de zilele noastre, dacă putem spune așa, dacă putem ține ritmul cu domnul profesor, apare în 2020, în 2020 dreptul penal partea generală, iar în momentul de față discutăm despre drept penal special. Această carte, sunt convins că va fi mai mult decât utilă studenților, în principal, dar și celor care se află în activitatea juridică, în activitatea profesională, fie ei avocați, fie ei magistrați, procurori, judecători, chiar și notari, da, juriști, etc.
aștept și eu cu interes, până la urmă, să o parcurg ad literam. Închei, pentru că mă conformez timpului, felicitând autorul și succes în continuare, dacă ne mai poate surprinde cu ceva. Mulțumim, domnule profesor Mihai Ștefănoaia, pentru acest expozeu și acest intro care face o prezentare atât de frumoasă, nu doar a autorului, ci și a volumului. Și acum am să las cititorii în continuare să aștepte, pentru că așteptarea creează înțelepciune și o carte de drept penal special trebuie citită cu un dram de înțelepciune. Și înainte să-i dau cuvântul domnului profesor Vasile Povăleanu, am să-i dau cuvântul domnului profesor Antonio Sandu, pe care nu am să-l întreb de ce l-a publicat pe Vasile Povăleanu, pentru că atunci când un autor ca Vasile Povăleanu dorește să publice o carte, firește că ar fi greu să spui nu, pentru că ai ști că ai refuzat ceva foarte bun pentru mediul academic și juridic românesc. Întrebarea mea este, în peisajul volumelor de drept penal special din țară, domnule profesor Antonio Sandu, unde își găsește, unde credeți că își găsește locul volumul profesorului Vasile Povăleanu? Bună seara, domnule profesor! Bună seara. Mă bucur să fiu din nou oaspete, gazdă a acestei întâlniri cu cartea în cadrul unui nou târg Gaudeamus organizat de România și din nou online, pentru că vremea și vremurile ne duc în această direcție. Atât în calitate de coleg al domnului profesor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cât și în calitate de editor, de director al editurii Lumen, salut această apariție cu totul de excepție pe care domnia sa a avut încredere să o încredințeze spre publicare editorii Lumen și asta nu face decât să ne măgulească, pentru că o astfel de carte consistentă atât în literă cât și în spirit, ca să spunem precum este legea, în literă și în spirit, așa sunt și cărțile de drept, care sunt consistente prin ceea ce spun și mai ales prin modul în care spun, în care transmit această informație juridică. Pentru că Alexandra m-a întrebat de poziția pe care o văd eu acestei cărți în lumea juridică românească. Din ambele posturi, atât cea de cadru didactic la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, unde sunt coleg cu domnul profesor și cu celălalt invitat de excepție, domnul Mihai Ștefănoaia, cât și în calitate de editor, cred că locul acestei cărți este nici mai mult, nici mai puțin decât în toate bibliotecile juriștilor. În biblioteca oricărui jurist ar trebui să existe o carte de dimensiunea și anvergura acestui volum. Și să existe cărți, și în special cărțile domnului profesor Povăleanu, pentru că sunt complexe și complet. Dar referindu-ne exclusiv la această carte, atunci când am lucrat împreună cu colegii mei la apariția cărții și m-am dat seama de dimensiuni, a fost însă prea târziu, mă gândeam să rugăm pe domnul profesor să o scoată în două volume, pentru că are dimensiuni enciclopedice. Totuși am spus că au grupat un singur volum, se poate eficient pentru
pentru juriști, pentru studenți care o pot consulta cu ușurință, dar este cu siguranță o muncă uriașă, muncă pentru care îl salut pe domnul profesor Păvăleanu și mă înclin în fața abnegației domniei sale, care de atâta vreme, de atâția ani, contribuie la dezvoltarea dreptului românesc prin zeci de monografii, de studii în volume individuale, colective și mai departe, care toate sunt unice în peisajul publicistic juridic, peisajul editorial juridic românesc. Și faptul că domnia sa ne-a dat acum o nouă provocare, și aceea a regândirii dreptului penal special, ne bucură și ne motivează. De ce spun că este o nouă regândire? Pentru că domnia sa abordează dreptul penal special nu doar din unghiul profesionistului, a juristului de profesie, a procurorului, ci și din perspectivă culturală. Am întâlnit trimiteri de excepție la probleme care sunt puse în fața societății românești, nu doar din perspectiva stricto sensu a dreptului penal, a dreptului penal special, ci și din perspectivă etică. Eu sunt preocupat de perspectiva etică și m-am regăsit preocupările în volumul domniei sale, dar și din perspectiva managementului, dar și din perspectiva sociologică, fiind și un sociolog și filozof, mă pasionează să văd cum transpare din pagina acestei cărți, de nivel enciclopedic, cum transpar probleme filozofice, întrebări profunde, existențiale. Încă o dată îi mulțumesc domnului profesor pentru privilegiul de a fi alături de editura Lumen și mă bucur să l-avem invitat în cadrul târgului de carte Gaudeamus Rade Romanus. Mulțumim, domnule profesor Antonio Sandu, pentru că ne-ați împărtășit aceste gânduri care mi-au dat mie o idee despre o mică curiozitate pe care poate că ar împărtăși-o și unii dintre cititorii noștri și care mă determină să-i adresez o întrebare domnului profesor Păvăleanu, anunțând cu această ocazie cititorii că gata, nu mai au de așteptat, urmează să intre în contact direct cu autorul. Domnule profesor Păvăleanu, un om cu o carieră atât de bogată ca dumneavoastră, care nu mai are nimic de demonstrat nimănui și care până acum a făcut în nenumărate rânduri dovada capacităților sale atât în profesia de bază, de procuror, cât și în profesia auxiliară de cadru didactic sau în profesia de bază de cadru didactic și în cea auxiliară ca și procuror, asta dumneavoastră să ne spuneți care este ordinea în care vin în sufletul dumneavoastră cele două profesii. De ce ați simțit nevoia să scrieți acest volum în acest mod, atât de elaborat, de extins? De ce ați băgat atât de multă energie în redactarea unui astfel de volum? Ce anume a constituit motorul pentru apariția acestei cărți? Vă mulțumesc pentru operativitate și faptul că această carte a putut să apară atât de repede la prestigioasa editură Lumen din Iași. Spun încă o dată că o consider o editură prestigioasă și nu fac nici o apreciere ieșită din comun. Sigur, lucrarea aceasta apare acum ca urmare a unei necesități. Sigur, până la această carte, cartea aceasta nu a apărut pe un loc gol. Anterior au fost elaborate
mai multe lucrări. În total am peste 25 de lucrări consacrate dreptului penal, general, special, procedură penală, parchetul european, dreptul penal european. Am scris sub Imperiul Codului Penal anterior, din 1968, și drept penal general, și drept penal special, și procedură penală. Cum spunea domnul director, că se gândea să împartă cartea în două volume, pentru că are dimensiuni enciclopedice. Eu am avut experiența aceasta în 2004 și în 2007 am scos două volume de drept procesual penal, partea generală și partea specială. Apoi m-am gândit că, sigur, este bine când împarți un curs în două, dar e mai ușor, e mai bine de conceput atunci când lucrarea apare ca un tot unitar. Sigur, după apariția noului cod penal din 2009, care a intrat în vigoare după eforturi și chinuri destul de îndelungate, deci codul a apărut în 2009 și a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, 5 ani de zile a trebuit să se depună eforturi pentru a intra în vigoare. Și atunci am spus cărțile care au fost sub imperiul codului penal anterior aveau o anvergură, noul cod are o altă imagine și reflecta structura unei noi societăți. Imediat după ce a apărut codul, nu era intrat în vigoare, în 2012 a apărut drept penal general, după noul cod penal. Și la 2 ani a apărut drept penal special, când încă de-abia codul intrase în vigoare. Vă dați seama că aveai numai textele, nu aveai practică judiciară. Aveai practică judiciară sub imperiul legii anterioare. Dar după intrarea în vigoare a codului penal, s-au adus multe modificări și în partea generală și în partea specială, încât cineva care se documentează și caută lucrarea din 2012 sau 2014, constată că nu este la zi. Modificările multiple care au fost aduse trebuiau transpuse într-o nouă lucrare. Așa a făcut ca în 2020 să apară în drept penal general la o altă editură și acum trebuia, se impunea cu necesitate să apară și acest volum. Și am spus, unde să apară volumul acesta? Păi dacă ai scos în 2018 drept penal european la editura Lume, dacă ai scos în 2019 parchetul european și în 2020 ediția a doua dreptului penal european, firesc și normal era ca acest volum să fie încredințat aceleiași edituri. Ar putea spune că m-am îndrăgostit de editura aceasta și țin foarte mult la ea, având în vedere și modul în care colaborează toți factorii din cadrul editurii. Și mulțumesc pe această cale, domnului director, și tuturor celor care au contribuit și contribuie ca această lucrare să vadă lumina zilei. Se punea întrebarea de ce am depus asemenea eforturi. De când am terminat facultatea, mi-am propus să fiu teoretician, să fiu și practician. Am fost magistrat 40 de ani. Am spus că cea mai bună legătură se face între teorie și practică. Poți să fii un bun practician dacă nu abordezi din punct de vedere teoretic, e mai puțin complet. Și atunci, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Le-am unit și n-am făcut rău, poate împotrivă. Am predat mult timp cele două discipline, de fapt, cele două ramuri, drept penal general și drept penal special.
Mi-aduc aminte un distins profesor care nu mai este printre noi, Avram Filipaș, spunea că dreptul penal se împarte în două părți, partea generală și partea specială, cum spunea domnia sa, din punct de vedere didactic. Și disciplinile se predau tot așa, la anul 2 și la anul 3, prin profesori diferiți. Sunt puține cazuri și cazuri rare când același profesor predă și o disciplină și drept penal general și drept penal special. Sunt unul dintre aceștia. Dacă am făcut bine sau rău, las cititorii să mă judece. Am avut ca inspirație și am ca inspirație distinsul profesor Jean Pradel din Franța, octogenar, fost procuror la Înalta Curte de Casație din Franța, care, ce să spun, eu sunt mic pe lângă el, are foarte multe lucrări, dar are drept penal general, special, procedură penală, droit penal comparat, drept penal comparat. Mă bate și pe mine gândul, dar nu știu dacă voi putea aborda în viitor. Probabil că da. Sigur, mergând la ideea distinsul profesor care spunea că sunt numai două ramuri, numai din punct de vedere didactic, ele constituie aceeași disciplină unitară, m-am documentat și am constatat că inițial a apărut la origini dreptul penal special sau dreptul penal parția specială. De ce? Că legiuitorii mai întâi au prevăzut niște norme în sensul să nu furi, să nu ucizi, etc. Continuă. Și după aceea, specialiștii s-au gândit și au conceptualizat aceste norme. Așa s-a născut dreptul penal general. Deși ar trebui să fie invers, întâi penalul, realitatea este aceea că specialul întâi a apărut distinct și apoi normele, conceptualizarea a apărut ceva mai târziu. În lucrarea aceasta, de ce s-a întrebat domnul director? Că e voluminoasă, e enciclopedică. Din următorul motiv. Când a apărut în 2016, lucrarea nu avea capitolul 10, consacrat infracțiunilor contra securității statului, care are peste 100 și ceva de pagini. Acel capitol a apărut după ce volumul din 2014 era pe piață și a fost integrat în volumul 5 din explicațiile noului cod penal, care a apărut în 2016. Trebuia să apară o nouă ediție a acestei lucrări în 5 volume. Nu știu, îmi scapă din ce motiv nu a reușit să apară încă cele 5 volume. Cum materialul era trimis și adus la zi în raport de toate modificările, am spus că e normal, că este munca mea, să apară într-un volum alături de celălalt care a apărut inițial. De aceea, cartea are 10 titluri, prin care, în afară de infracțiunile contra securității naționale, se ocupă de celelalte 9 referitor la dreptul persoanei, a bunurilor, cu privire la corupție, cu privire la trafic și așa mai departe. Dacă cineva, colegul meu, spunea că ar trebui sau poate trebuie să mai continui cu o altă lucrare, vă promit solemn în această seară că sunt în curs de redactare a lucrării drept procesual penal, care a apărut în 2016. În domeniul procedurii penale
modificările sunt substanțiale. Procedura a fost făcută varză, modificată de foarte multe ori. Chiar recent, de două ori în același an. Se impune, deci, ca lucrarea să fie adusă la zi. Va fi o lucrare mai mare, în jur de 1000 de pagini. Sper să fie folositoare. Când vom avea cele trei lucrări, drept penal general, special și procedură penală, poate facem un triptic la editura Lume, pentru că Lume este o editură de prestigiu la care țin și toată lumea trebuie sau poate să o aprecieze. Deci am spus că m-am inspirat. Așa o face fiecare autor. Cu cât ai mai multe surse de documentare, cu atât lucrarea este mai valoroasă. Mă scuzați, intervin telefoanele. De aceea, volumul acesta are caracterul unui drept, aproape drept penal comparat. Pentru fiecare infracțiune în parte, am făcut referire la legislațiile din Franța, Spania, Italia, Germania, Republica Moldova și alte câteva state. Deci, referirile sunt cât se poate de amănunțite la legislațiile acestor state. Dacă avem în vedere, pe mine m-a urmărit o idee de la dreptul penal european. Tratatul de la Lisabona prevede o armonizare a legislației europene. Cele 27 de state ar trebui să ajungă la o legislație unitară, încât să nu mai constatăm astăzi diferențe de la stat la stat, deși suntem membri a Uniunii Europene. Și din acest motiv am făcut referirile acestea pentru a demonstra că una e să vrei să armonizezi și alta să constat că nu este așa. Cu acestea fiind zise, vreau să spun că lucrarea se bazează sau a avut în vedere lucrări din aceste state la care m-am referit, dar și din legislația română, din jurisprudența română, a deciziilor curții constituționale, a înaltei curți de casație și justiție, a Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și opiniile exprimate de specialiști în domeniu. Am spus că lucrarea se adresează în primul rând studenților, dar ea poate fi avută în vedere de magistrați, judecători, procurori, avocați, notari și alți specialiști în domeniul dreptului penal. Cu acestea zise, eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ați reușit într-un timp, hai să spunem chiar record, să scoateți acest volum, care pentru mine este o onoare și îmi răsplătește eforturile pe care le-am depus. Fiecare care scoate o carte, cât de mică, simte bucuria când apare la o editură și miroase proaspăt ca ieșit de sub tipar. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută. Dacă sunt întrebări, cu plăcere răspund la fiecare. Domnule profesor Povălanu, noi vă mulțumim că ați ales editura Lumen. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase. Sunt convinsă că și Antonio Sandu dorește să reacționeze după discursul dumneavoastră. Spuneați de întrebări. Mie, sincer, mi-ați luat-o înainte pentru că eu urma să vă întreb
ce aveți pregătit pentru viitor și deja ne-ați răspuns. Așteptăm cu mare drag următorul volum semnat Vasile Păvăleanu și deja văd în ochii lui Antonio că dorește să spună și el ceva. Antonio? Vă mulțumesc foarte frumos! Ceea ce doresc să spun este că încă o dată mulțumesc domnului profesor Vasile Păvăleanu pentru încrederea și considerația pe care o are față de editura Lumen. Este o onoare să spun că domnia sa vorbește de inspirație nu doar în activitate, ci în activitatea profesională și ca un autor francez. Eu spun că domnia sa m-a inspirat de foarte multe ori în ceea ce înseamnă profesionistul, juristul profesionist, juristul de profesie și profesionistul în drept. Imaginea profesionistului în drept pentru mine este corelată cu imaginea domnului profesor Vasile Păvăleanu și asta e și modul în care aș vrea să formez și eu la rândul meu studenții cărora le predau sociologie juridică, cărora le predau etică. Faptul că profesia de jurist înseamnă dedicare, înseamnă pasiune și înseamnă participare. Și una din întâlnirile pe care o am de fiecare dată la etică cu studenții la drept este cum ar trebui să fie un avocat, un profesionist în general, implicat sau detașat. Modelul domnului Păvăleanu este modelul juristului de profesie implicat în tot ceea ce face și care face drept și dreptate în același timp cu pasiune. Vă mulțumesc, domnule profesor, și aștept și următoarele cărți pe care cu siguranță le vom publica cu aceeași drag și cu aceeași devotament față de carte și față de autorii noștri de suflet. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc tuturor! Iar eu mă bucur că am avut ocazia să fim astăzi aici cu toții împreună și să urăm bun venit ultimului volum semnat Vasile Păvăleanu, intitulat Drept Penal Special. Dacă domnul profesor ne-a făcut o promisiune, firește că îl credem, abia așteptăm să venim în fața dumneavoastră cu următorul volum semnat Vasile Păvăleanu. Până atunci vă invităm să faceți cunoștință cu volumul pe site-ul editura-lumen.ro și lumenpublishing.com, varianta sa în engleză, și cu domnul profesor Vasile Păvăleanu în sălile de curs. Mulțumim că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire sâmbătă la ora 11, când urmează să avem două lansări de carte extrem de frumoase, extrem de incitante. Una despre asistența socială și provocările ei în lumina noilor mișcări sociale și a doua despre filozofia Orientului. Din ce perspectivă, Antonio? Din perspectiva relației dintre gândirea metafizică indiană și fizica actuală. Dar aș vrea să terminăm această întâlnire înainte de a-l invita și pe domnul profesor Mihai Ștefănoaia să se alăture echipei de suflet a editurii Lumen, atât în calitate de viitor autor, cu siguranță, cât și din membru al echipei editoriale extinse, a echipei de referenți științifici. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc foarte mult, cu drag. Vă mulțumesc tuturor participanților aici de față sau online pe Facebook și celor care ne vor urmări ulterior pe YouTube. O seară minunată! La seară frumoasă! Seară frumoasă.